Ridicați, să deschidem Scripturi la Exod, capitolul 14. Aleluia. Citesc de la versetul 10 la 18. De obicei, eu vorbesc dintr-un verset sau două, dar pentru o înțelegere mai profundă a ceea ce urmează să vă spun din partea Domnului, ne vom uita peste întreg pasajul. Exod, capitolul 14, de la versetul 10 la 18. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Aleluia. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copilul Israel să pornească înainte. Amin. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Amin. Amin. Ocupați locurile. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-mi exprim bucuria sinceră pe care o am de a fi cu dumneavoastră în seara aceasta. N-am fost de mult aici la Tămăroaia și mulțumesc Domnului pentru ocazie. Mulțumesc Domnului pentru bunul meu prieten, Puiu Onoriu. În seara aceasta eram programat la Garajul Sfânt, la dânsul casă, acolo, dar a zis renunț ca să mergem în Tămăroaia. Era cu Ionatan și dacă dâns și așa au convenit, inima mea s-a înduplecat să vin să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Corneluș pentru că și-a deschis inima ca să accepte meeting-ul din seara aceasta. Mă bucur să vă văd, mă bucur să văd pe fratele păstor Dan Caraian, este lucrător drag inimii mele și familiei mele. Și bineînțeles, mulțumesc Domnului pentru fratele Puiu Stanciu, care de fiecare dată când ajung pe meleagurile acestea, vine ca să ne întâlnim și să ne închinăm Domnului împreună. Apreciez prietenia dumneavoastră și inima plină de bucurie pe care o aveți înaintea Domnului și apreciez faptul că iubiți Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o seară în care nu aveți serviciu divin să vă adunați într-un număr așa de frumos, aceasta vorbește despre o sete care este în suflet și în inimă de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai în profunzime. Știți, mulți știu despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu se cunoaște prin Cuvântul Lui. În Cuvântul Lui ne este revelată voia Lui, planul Lui cu privire la noi, la fiecare. Și ce are El pentru noi pregătit în gloria Cerului Său. Am cuvinte de mângâiere pentru urmașii fratelui Cornel și a sorii Olimpia. Mă rog Domnului pentru dumneavoastră și pentru mângâierea dumneavoastră. Dumnezeul nostru pe care îl slujim nu numai că se numește, și este Dumnezeul oricărei mângâieri. De aceea El și poate să vă mângâie și să fie o pricină de tărie pentru voi. M-am rugat Domnului și am spus,
Doamne, ce să vorbesc la demăroaie? Și Domnul mi-a pus pe inimă pasajul acesta dintr-un motiv special. Motivul este acesta. Dumneavoastră sunteți la cumpăn. Ca biserică aveți teamă, nu știți ce să faceți. A murit fratele Cornel, s-a dus la Olimpia, au plecat mulți din biserică și întrebarea este ce vom face în continuare. Omenește, șanse multe parcă nu sunt ca lucrarea să prospere. Israel tocmai ieșise din Egipt. Dumnezeu îi dăduse o biruință cum nu s-a mai întâmplat. Și iată că au ajuns la Marea Roșie. Bucuroși de biruința că au ieșit din robie după 400 de ani, n-au apucat să guste bine bucuria că în spatele lor era faraon cu oastea lui. Era superputerea lumii de atunci, cum este America astăzi. Înarmați până în dinți, au venit ca să ia din nou robi și să muncească pentru ei. În spate egipteni, în față Marea Roșie. Ce opțiuni ai ca să poți să ieși dintr-o încurcătură de felul acesta? Ce opțiuni aveți dumneavoastră să continuați să mergeți înainte? În seara aceasta, prin Harul Domnului, voi sta cu smerenie în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat La marginea imposibilului. La marginea imposibilului. Vorbesc bisericii, vorbesc unor familii, vorbesc unor persoane. Simt asta în Duhul meu. Ați ajuns în punctul în care nu mai știți ce să faceți. Înainte e mare, în spate este oștirea celui rău, nici la dreapta, nici la stânga. Nu este nicio scăpare. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, este scăpare. Este scăpare. Auziți ce spune Domnul Dumnezeu? Este ceva prea greu pentru Domnul? Imposibilitățile noastre sunt posibilități pentru Dumnezeu. Problema este ce facem noi în situații limită, în situații imposibile. Pentru că funcție de atitudinea și de poziția pe care o luăm, așa va lucra Dumnezeu să ne scoată din cele mai teribile încurcături în care ne-am putea găsi vreodată. Și în pasajul acesta, dacă vă veți uita cu atenție împreună cu mine, sunt revelate, sunt descoperite trei poziții pe care oamenii le iau în încercări limită. Trei poziții. Prima poziție pe care oamenii o iau, unii dintre ei, nu toți, cei mai mulți, într-o situație limită, cu faraon în spate, cu mare înainte și la dreapta și la stânga sunt munți și pustiu și n-ai ce face, este să dea înapoi. Gata. Uitați ce spune aici. I-au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi, lasă-ne să slujim ca robi în Egipt? Dăm înapoi. Gata, s-a încheiat biserica. S-a încheiat lucrarea Domnului. Oare acesta e planul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, să se închide bisericile, dar să crească și să se mărească birturile și bodegile? Asta este viziunea noastră? Noi suntem oamenii al lui Dumnezeu chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. De ce dau oamenii înapoi? Odată dau înapoi de frică.
Cuvântul Domnului spune și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. Ne temem că nu reușim. Ne temem că ne împotmolim. Ne temem că avem și o puțină mândrie personală. Că o să ne arate cu degetul. Lumea și poate chiar alți frați. Că știți dumneavoastră povestea cu românul ăla care a naufragiat. Adică a fost, i s-a rupt corabia și a rămas cu o insuliță simplă. N-a venit nimeni să-l salveze. Și au trecut 5 ani de zile, spune povestea, până când, în sfârșit, a trecut pe acolo un vapor și a văzut că el face foc și fum, că asta este modalitatea de a semnaliza că ești în probleme. Și capitanul vasului respectiv a zis, hai să mergem spre insula aceasta, să vedem ce e acolo. S-au dus, a trimis niște oameni, niște marinari, au coborât și au găsit acolo un singur om. Era român de-al nostru. Și a zis, domnule, ești singur? Da, singur. De când ești aici? El a zis, nu știu, și el a dat odată. Și capitanul a zis, 5 ani? Pentru că el știa timpul. Cel de pe insulă a pierdut noțiunea timpului. Și cum te-ai descurcat? Păi, cum să mă descurc? Am mâncat curmale, am mâncat cocos, am mai vânat câte o pasăre. Dar românul, descurcăreț, ca dumneavoastră, constructor de obicei, și-a făcut o casă din bârne. Și a stat în căsuța aceea. S-a uitat capitanul pe acolo să vadă ce resurse a fi avut omul acesta. Și când s-a uitat, povestea zice, a văzut că făcuse și 2 biserici. 2. Și l-a întrebat capitanul, păi tu ai spus că ești singur, că sunt singur. Dar astea 2 biserici, cine le-a construit? A spus, eu. Dar de ce? Și tipic românește. Păi cum de ce? Zice, asta e biserica la care mă duc și asta e biserica la care nu mă duc. Oamenii dau înapoi. Se tem. Le este rușine. Le este greu. Aceasta datorită fricii. Alții dau înapoi datorită iraționalului. Nu vor să gândească că totuși se poate cu Dumnezeu. Nu spuneam noi, lasă-ne să slujim ca robii egiptenilor? Dar dacă vă duceți în Exod, capitolul 3, cu versetul 9, când erau în Egipt, cuvântul Domnului spune că au strigat către Domnul, iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum sunt iraționali. Atunci strigau să fie izbăviți, acum că se izbăviți, spune de ce ne-ai izbăvit? Omenește, da, nu găsim soluții de multe ori. Cum se poate ieși din impas? Dar nu avem un Dumnezeu fără soluții. Nu este de partea noastră o putere omenească, o mână omenească, un braț de carne. De partea noastră este brațul celălalt puternic al lui Dumnezeu. De partea voastră este brațul celălalt puternic al lui Dumnezeu. Aceea, nu dați înapoi. Nu dați înapoi. Este prima atitudine pe care oamenii o iau. Se descurajează repede. Nu se mai poate. Divorță. Nu se mai poate. Mergem iarăși în lume. Nu se mai poate. Închidem biserica. Nu se mai poate. Închidem business. Se poate. Se poate. Așa a cântat. El poate, El poate. Eu știu că Domnul poate. Dacă așa cântăm, să nu cântăm degeaba. Și să nu cântăm numai să ne simțim bine. Se poate, frașestru. Domnul nostru poate. De aceea nu te încărca cu acest gând, cu această idee, cu această hotărâre de a merge înapoi în Egipt. De a da înapoi. Pentru că Dumnezeu
are multe minuni pregătite pentru tine. Multe minuni pregătite pentru biserica sa. Se poate. Dar unii dau înapoi. În al doilea rând, sunt unii care, în situații limită, în situații imposibile, nu dau înapoi, dar stau pe loc. Moise nu le-a dat un sfat. Cât a fost el de Moise? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc. Știți, sunt oameni care zic, eu nu mai vin, de exemplu, de biserică. Eu nu mai vin la biserică până văd cum vă descurcați. Așa se de pe margine, care stau pe loc și se uită și nici ei nu știu ce așteaptă. Cum să stai pe loc când soția și copilul ți-e bolnav pe pat? Cum să stai pe loc, să nu faci nimic, când soțul care aduce pâinea în casă este într-o situație disperată? Poți face ceva în momente de criză. Poți face ceva. Și lucrul pe care poți să-l facă toți este să se roage. Să se roage. Nemia spunea contemporanilor lui. Vrem să rezidim zidurile Ierusalimului. Vrem să rezidim templul. Dar totdeauna când Domnul face o biserică, Satana face o sinagogă drăcească. Are un Sambalat cel rău pe care îl aduce și tot ne împunge cu el. Însă Nemia a venit la contemporanii lui și a zis, ne rugăm, deci este primul lucru care putem face. Toată lumea poate să facă lucrul acesta. Chiar dacă n-ai cuvinte multe de spus, spune măcar atâta, Doamne, ai milă de mine. Și ajunge. Dacă nu știi și nu poți spune mai mult. Dar Nemia mai spune altceva. Nu numai vă rugați. Exersați-vă memoria. Nemia spune, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Vă pun o întrebare. A făcut Dumnezeu minuni pentru tine, pentru voi, până la ora aceasta? A făcut înainte? Și credeți că nu mai poate? Aduți aminte. Dacă Domnul a lucrat, Dumnezeu încă lucrează. Iisus Hristos a spus-o. Ioan 5, 19. Tatăl meu lucrează până acum. Și eu, de asemenea, lucrez. Nu spune că voi lucra. El este în continuă lucrare. Cu tine. Cu mine. Pentru tine. Pentru mine. Și nimeni încă le mai spune ceva. Și luptați pentru familiile voastre. Pentru soțiile voastre. Pentru fetele voastre. Pentru copiii voștri. Vrem să ni se ducă familia în lume? Să ni se ducă copiii în lume? Vrem să pierdem mântuirea despre care ați cântat cu așa inimă? Eu nu cred că vreți lucrul acesta. De aceea, nu se poate sta pe loc. Nu se poate sta pe loc. Planul lui Dumnezeu pentru noi niciodată nu-i plan de distrugere. Ieremia 29 cu 11 la 12 este un text care mereu ne se amintește. Căci eu știu gândurile mele cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Domnul nu se gândește să ne rupă picioarele, să ne dezmembreze casele, să ne omoare copiii, să ne omoare familia, să distrugă biserica sa. Dumnezeu nu gândește în termenii aceștia. Gândurile lui sunt gânduri de bine. Amin. Mă voi bucura, spune tot Ieremia, să le fac bine și nu rău. Amin. Crezi lucrul acesta? Amin. Atunci nu sta pe loc. Nu sta acasă când este timp de închinare. Nu sta pe margine să văd cum vă descurcați voi fără mine. Că dacă nu fac eu o donație în biserică, muriți cu toții. S-ar putea să mor tu cu donația ta cu tot.
Dacă tu crezi că ești mai mare decât Dumnezeu și dacă crezi că lucrarea stă în tine. Lucrarea lui Dumnezeu nu stă în mine și nu stă în tine. Dar Domnul are plăcere să lucreze și cu mine și cu tine. Întrebarea este, ce vrei tu să faci? Nu sta pe loc. Poți să cânti, cântă. Poți să te rogi, roagă-te. Poți să mijlocești pentru cineva, mijlocește. Poți să dai un telefon la cineva, să îmbărbătești prin telefonul acela. Dă telefon. Chiar dacă nu știi să spui cuvinte mari, spune atât, te-am sunat pentru că știu că ești în necaz. Nu știu ce să-ți spun, dar măcar vreau să plâng cu tine, vreau să mă rog cu tine. În Statele Unite a trăit, acum a murit, un mare psiholog, un mare doctor în psihologie și psihiatrie. Și era recunoscut în toată America și în Europa la nivel înalt, datorită expertizei lui în psihologie și era invitat la tot felul de universități să țină conferințe, să sfătuiască în situații de criză. Și spune doctorul acesta în memoriile lui, am venit de pe drum dintr-o călătorie lungă, am ajuns acasă obosit, m-am culcat și am adormit imediat. De la ora 2, 3, a sunat telefonul. Și la capătul telefonului era o femeie, o doamnă, care plângea disperat. Domnule doctor, vreau să vă spună... Și el a întrebat, dar cine sunteți? Femeia nu s-a oprit. Și-a durat necazul o oră. Și după o oră a închis telefonul. Și spune profesorul acesta, doctorul acesta în psihologie, după un an sau doi, eram într-un oraș la o conferință. În timpul pauzei a venit la mine o doamnă și a spus, domnule profesor, mă știți? Mă cunoașteți? Și a spus, pare rău, doamnă, nu știu, eu întâlnesc multă lume, dar nu mi-aduc aminte să vă fi întâlnit pe dumneavoastră. Și eu am venit eu pentru că eu vă știu și vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul mare pe care mi l-ați dat. Și doctorul a spus, când? Păi nu știu ce, dacă vă aduceți aminte noastră cu un an sau doi în urmă, v-am sunat pe la 2-3 dimineața și v-am spus tot necazul meu, timp de o oră, pe care îl aveam cu copilul și cu familia. Și a zis profesorul, și ce sfat v-am dat? Că nu țin minte. Și a spus, nu mi-ați dat niciun sfat, că v-am închis telefonul. Și atunci, cum te-am ajutat? Păi uitați cum ați ajutat. Am zis, dacă un om așa de mare a avut răbdare cu mine să mă asculte o oră, fără să poată să spună un cuvânt, atunci știu ce am de făcut. Dacă Dumnezeu care umple cerurile cerurilor este așa de mare încât are răbdare să mă asculte pe mine sau să te asculte pe tine, înseamnă că problema mea și problema ta se poate rezolva. Dar spune eu, strigă către Domnul, nu sta pe loc. Deci, în situații limită, când ești cu mare în față, cu faraon în spate și lateral pustiu, când sunteți în situații distrântoare, cum probabil sunteți acum, nu dați înapoi, pentru că unii dau înapoi. Alții stau pe loc și se uită de pe margine. Este o a treia poziție, care este cea mai bună. Ce e de făcut? Uitați care e soluția lui Dumnezeu. Versetul 15 din Exod 14. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel ce să facă? Să pornească înainte. Unde? În mare? Da. Pentru că Dumnezeu așa ne-a creat să putem să călcăm pe problemele care le avem. Să putem să călcăm pe problemele care le avem.
Mergi înainte. Nu te opri din închinare. Nu te opri din a-L crede pe Dumnezeu. Nu te opri de a spera că în situația cea mai limită, Dumnezeu are soluția cea mai grozavă. Am să vă dau un exemplu. Fratele Puiu Stanciu o să știe despre ce vorbesc. Am fost păstor la Ploiești. Și în timpul acela, când slujam la Ploiești, s-au întors la Domnul trei tineri. Toți cu studii superioare, lucrau la întreprinderea 1 mai. Erau două fete și un bărbat tânăr. Era o vorbitoare, o translatoare de franceză, o translatoare de germană și un translator de engleză, italiană și arabă. Brilliant. Au primit cuvântul Domnului și i-am botezat. Sigur, clandestin, că așa se făcea pe vremea aceea, pentru că erau în poziție, lucrau în birou lângă directorul general al întreprinderii numai și facilitau contactele internaționale din vremea aceea. Pentru că vorbeau limbile acestea. Dar cineva s-a tulburat. Și secretarul de partid de pe întreprindere și cu directorul general s-au sfătuit și au chemat pe cei trei și a zis: noi am auzit că voi v-ați pocăit. Este drept? Și eu fost foarte sincer. Am spus: da, ne-am pocăit. Păi cum se poate să vă pocăiți? Voi sunteți aici care facilitați și știți detaliile secrete despre tranzacțiile noastre și mergi la biserică, să le spuneți la biserică. Aveți dispoziție să vă lăsați de pocăință și de Hristos. Vă dăm la dispoziție 30 de zile. Dacă la 30-a zi, când am să vă chem la birou, nu v-ați lăsat de Hristos, afară din serviciu. Și în vremea aceea Ceaușescu dăduse un decret că dacă un personal tehnic administrativ, nu știu care era termenul, tehnic administrativ, este dat afară din serviciu, nu mai putea să-l ia nimeni să-l angajeze decât numai în agricultură, să meargă la săpat porumb. Și mi-aduc aminte că am venit de la București, făceam naveta între București și Ploiești, i-am găsit în apartament pe toți trei amărâți. Și am zis: frate, cum, uita ce s-a întâmplat cu noi. Peste 30 de zile ne dă afară. Noi nu vrem să ne lăsăm de Hristos. Dar nu vrem să ne pierdem nici pâinea. Ce-i de făcut? Ce poți face într-o situație felul acesta? Dacă sistemul politic și de securitate dă astfel de decrete, ce puteți să faci? Am zis către ei: știți ce? Eu cred că asta este primul vostru test în credință. Dumnezeu vrea să vă arate cât este de mare. În astea 30 de zile noi ne organizăm cu rugăciune și post și cerem ajutorul Dumnezeu. Și Dumnezeu, eu așa cred că Dumnezeu va lucra. Au zâmbit, că era de zâmbit ce se spui la astfel de situație. Și a zis: bine, frate Gog, am zis, țineți-mă informat de toată evoluția lucrurilor. Și am anunțat biserica că avem o cauză specială. I-am organizat pe familii și în fiecare zi, o familie sau două era un post și rugăciune, n-are 30 de zile. Trei zile înainte de situația terminus, întorceam de la București la Ploiești. Și gazda, stăteam în chirie, pentru că nu aveam apartament, gazda mi-a zis: frate Gog, probleme. Ce probleme? A venit un domn, a spus că e din București și vrea neapărat să vorbească cu dumneavoastră. Și mi-a zis așa: să vă spun că dacă sosiți acasă, să mergeți la sediul securității și să vă întâlnească. Am început să am emoții, sunt la sediul securității. Ce?
Eu n-am făcut nimic ca să am probleme cu ei. Dar, în situațiile acestea, m-am dus la sediul securității și a spus, sunt pastorul Lazar Gou, cineva din București mă caută, n-aș știu cine mă caută. Și a spus, da, domnule pastor, stați așa. Și vine un domn și spune, domnule, n-am înțeles. A spus, domnule pastor, eu am fost trimis să vă ajut. Ați fost trimis să mă ajutați pe mine. Dar cine sunteți dumneavoastră? Și a zis, asta are prea puțină importanță. Spune-mi ce probleme ai în biserică și eu te ajut. Nu poți să-i spui problemele din biserică la unul pe care nu-l cunosc și care te cheamă la securitate. Și am spus, domnule, mulțumesc de intenție, dar n-am nicio problemă în biserică pentru dumneavoastră. Și mi-a zis, ai. Ai. Acum n-am timp să vorbesc cu tine, eu plec la București, dar mâine voi trece pe lângă centrul cultului, coboară și spune-mi ce probleme ai. M-am dus la cult, că lucram în conducerea cultului pentecostal și lucram în același birou cu fratele Trandafir Șantă. Poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de el. Îi spun fratele Trandafir, dar ce-am pățit ieri, frate Trandafir, și astăzi vine domnul ăla și spune că la nu știu ce oră trece pe aceea pe lângă noi și să cobor să-i spun dacă am probleme. Și fratele Trandafir a zis, dar ce probleme ai? Și i-am spus problema cu cei trei tineri. Și au zis cum mă pune domnul la încercare prin fratele Trandafir. Și a zis, Lăzărică, tu le-ai spus acestor trei tineri că vor vedea izbăvirea lui Dumnezeu. Peste o lună tu trebuie să pleci în Statele Unite la studii. Acum se va vedea credința ta, riscă plecarea ta în America și spune-le ce probleme ai în biserică. Și dacă ia și pe ei și pe tine cu el, asta este treaba lui Dumnezeu. Nu mi-a căzut bine. Dar a venit oara și a sunat și am coborât jos. Și a spus, v-ați gândit, domnul pastor? Și am spus, da, domnule, m-am gândit. Uitați, eu am o problemă în biserică. Și am spus, secretarul de partid cu securitatea din Prahova și conducerea întreprinderii unu mai a hotărât să dea afară. Și când este limita? M-a întrebat, am zis, mâine. Dacă tot va trebui cineva să mă ajutați sau să ajutați biserica, ajutați lucrul acesta. Nu întreb altceva. Și mi-a zis așa, greu lucru ceri. Greu lucru ceri. Dar mâine vei vedea că se rezolvă problema. Era ultima zi. Am venit la București, m-am dus înapoi acasă. Când m-am dus acasă, toți trei erau în apartament la mine, plin de bucurie. Frate Goxe, vedeți ce s-a întâmplat? Și a spus, știu ce s-a întâmplat. V-a dat Domnul izbândă. Și dar de unde știți? A trimis Domnul un sol. Pe ce zic eu? Nu știu cine. Pe ce s-a întâmplat? I-am întrebat eu pe ei. Și auzeți ce-mi spun. Păi ne-am dus la serviciu și în jurul amiezii ne-a chemat directorul și secretarul de partid. Și cu securistul pe întreprindere. Și a zis, unde ați fost ieri? Și am zis, noi am fost acasă, am fost la serviciu, dar am fost cu dumneavoastră aici. Măi, voi trebuie să spuneți adevărul că v-ați bocăit, nu trebuie să mințiți. Unde ați fost ieri? N-am fost nicăieri. Păi cum n-ai fost, zice, că m-a sunat astăzi dimineață, spune directorul general. M-a sunat de la Consiliul de Stat al României. O persoană și a zis, aveți cazul ăsta acolo, așa, 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 și am spus, da, dispoziție. Nu sunt dați afară, rămân pe slujbă. Aleluia. Și s-a închis telefonul. Deci, probabil că mâine mă sună iarăși și o să zic că dispoziție. Mâine vă pocăiesc toți penticostal. Situația e imposibilă. Dar Dumnezeu rezolvă. Dumnezeu are posibilitate să scoată din impas.
Crezi lucrul acesta? Amin. Atunci nu te hrăni cu gândul, dăm înapoi, renunțăm la biserică, renunțăm la familie, renunțăm la business, renunțăm la prieteni. Nu sta pe loc să vezi ce se întâmplă. Atâta poți să faci. Rogă-te. Doamne, ridică din nou lucrarea ta. Ridică din nou familia, Doamne. Îndură-te din nou de soția mea. Îndură-te din nou de copiii mei. Dacă, chiar dacă ai greșit, chiar dacă ai căzut, ascultă ce spune un păstor. Și cine te-ai dus la cineva și ți-a spus pentru tine, nu mai este speranță. Un slujitor care nu mai dă speranță nimănui, nu este un slujitor al lui Dumnezeu. Câtă vreme ești în viață, atâta vreme ai speranță în fața lui Dumnezeu. Cu o condiție. Te pocăiești cu adevărat și nu mai faci lucrul acela. Ești în situația imposibilă? Mergi înainte. Vom continua. Vom avea familie. Vom avea copii mântuiți. Vom avea biserică sănătoasă care va crește. Vom avea binecuvântările lui Dumnezeu pentru că ceea ce este de partea noastră și ceea ce este în noi este mai mare decât ceea ce este în lume. În noi este Dumnezeul Trinitar al Scripturii. Este Tatăl Atotputernic. Este Iisus Creator. Este Duhul Sfânt cel Atotputernic. Cine poate sta împotriva? Cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și dacă El este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Cine? O mână de oameni? Guvernul să stea. Securitatea, poliția să stea. Când Domnul intervine, îi face de rușine pe toți, pentru că El spune un cuvânt. Și cuvântul Domnului spune așa, pentru voi dau popoare, fiindcă vă iubesc. Sunteți oameni iubiți de Domnul. De aceea, dacă sunteți la limita imposibilității, a imposibilului, nu vă speriați. Luați cuvântul Domnului, nu că a venit de la mine. Eu nu v-am cercetat situația, să știți. Eu nu v-am cercetat situația, nici n-am făcut întrebări în jur ce fel de probleme au frații din Tămăroaia. Este ceea ce simt eu în Duhul meu și v-am vorbit din partea lui Dumnezeu. Și v-am vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Puneți cuvântul în inimă, puneți cuvântul și credeți cuvântul acesta. Pentru că ceea ce vă va da putere de izbăvire nu este un om și nu este o soluție omenească, ci este Domnul care iubește biserica sa și care vă iubește pe voi, pentru că voi sunteți biserica Lui. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Slăviți să fie Domnul! Sincer, vreau să pun o întrebare, dar sincer fiecare răspunde. Spun sincer, suntem în casa Domnului. Cui a vorbit Domnul în seara aceasta? Glorie Domnului! Domnul!